Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Dacă vizionați acest video, cu siguranță nu-l vizionați întâmplător, pentru că probabil că doriți să aflați acest răspuns, să știți cine vă iubește în secret. Ați dori poate să știți dacă persoana pe care și voi o gândiți este cea care vă iubește, vă iubește și ea, dar nu are curajul să vă spună. Haideți să vedem dacă este așa. Cine vă iubește în secret și dacă este una și aceeași persoană la care voi vă gândiți sau este cu totul și cu totul altcineva, poate să fie cineva care încă mai caută niște răspunsuri, niște detalii, vă observă de la distanță, poate să fie și cineva cu care voi lucrați, da, cunoscut poate mai recent la un curs, la servici, nou venit poate, sau voi sunteți noi veniți, da, poate fi o persoană care sau de curând a început să aibă mai multă atenție față de voi, să-i treziți interesul, dar încă mai analizează, încă nu își face cunoscute, să spunem așa, sentimentele, pentru că are teamă. Posibil că dacă cumva sunteți un semn de aer, poate are teamă că îi veți spune ceva, îi veți da peste nas, îi veți reproșa sau așteaptă momentul potrivit, să zic așa, când bate vântul în direcția, nu vrea să se pună contra vântului, s-ar putea să aibă și pe cineva care se opune sau voi sunteți cu cineva poate și atunci așteaptă momentul să nu mai fiți cu acea persoană. Haideți să vedem cine vă iubește în secret. Da, e cineva care ține pentru sine, e o persoană, poate să fie și o persoană populară, dar are și momente când se retrage sau ține pentru sine această situație. V-a văzut în lume, poate v-a văzut la ocazia unui eveniment, a socializat cu ea, poate v-a cunoscut sau o să vedem dacă o cunoaște sau nu. E un tânăr, deci vă iubește un tânăr, să știți. Un tânăr care, e posibil că e cineva care e tânăr și visează de mult cu voi să vă vadă sau împliniți un mare vise de mult. Această persoană crede că voi sunteți cea care îi puteți împlini visele. Poate să fie și o persoană care e de departe, de la distanță, deci v-a văzut pe internet, spre exemplu, poate că sunteți prieteni aveți prieteni comuni sau v-ați cunoscut în niște drumuri care au fost într-o vacanță, spre exemplu, și a rămas cu gândul la voi. Visează, de să știți că această persoană poate fi și o persoană dintr-un semn de apă chiar, sau mai poate fi și o persoană dintr-un semn de pământ, semn de apă, să știți, da, și de pământ. Dar are frică, are teamă, deci această persoană nu vă spune sentimentele sale pentru că are o frică, are o teamă, e paralizată de teamă că o veți refuza, că nu o veți înțelege sau pentru că știe că e mai tânără ca voi. Și asta cum ar veni, sau pentru că voi aveți familie, e foarte posibil că și asta să-l dea înapoi, pentru că știe că voi sunteți deja poate într-o relație, așteaptă momentul potrivit. Cumva își caută echilibru, nu vrea nici să vă sperie, nu vrea nici să piardă, nu vrea nici să pice prost, așteaptă un miracol, vă vede ca pe o persoană, ca pe un înger, să zic așa, această persoană. Își dorește, chiar visează cu voi, poate o familie, vă vede pe voi ca pe o mamă, ca pe o prietenă, ca pe o soție, ca pe o iubită, ca pe cineva familiar, aș putea să spun. Deci, cine e această persoană care vă iubește în secret? Veți afla. Deci veți afla, dar veți afla, nu știu, pe neașteptate, printr-un miracol, printr-o întâmplare sau când va avea o problemă, această persoană poate avea și o problemă, spre exemplu, și atunci cumva va încerca să vă, își va învinge fricile, aș putea să spun. Deci când își va învinge fricile, ia să vedem, cine e acest tânăr? E o persoană, să știți că poate fi și un spirit al unei persoane care nu mai este. Deci să știți că aveți un înger, spiritul cuiva care nu mai este, vă iubește. Deci voi sunteți iubiți de un înger, de o persoană care a plecat în altă lume. Poate că s-a dezechilibrat, a avut o problemă de sănătate, o boală, ceva și a plecat. Dar a rămas cu spiritul său alături de voi. Deci vă iubește, vă dă târcoale, aș putea să spun. Da? Deci vă dă târcoale această persoană.
Deci nu v-a uitat, nu a rămas cumva, poate și a fost cineva care l-a iubit voi în tinerețe, poate să fie și cineva, un spirit al unei persoane care v-a iubit în tinerețe, voi ați iubit-o, poate chiar, dar acesta este un secret pe care voi n-aveți cum să-l știți decât dacă aveți niște percepții extrasenzoriale sau mai poate fi cineva care speră să îl iertați. Să-l iertați pentru că, da, aici poate ține, deci e cineva care are bani, să știți, vrea cu voi totul, vrea cu voi să vă ofere totul, într-adevăr totul, poate fi și un artist, o persoană celebră pe care ați cunoscut-o poate la un spectacol sau v-a văzut pe voi la un spectacol, aici poate să fie și un fan al vostru. Frica asta este într-adevăr să nu fie judecat, să nu fie criticat, să nu fie considerat nebun, să nu fie considerat, să zic așa, aici poate fi și legat de o persoană care, pentru că voi poate sunteți o persoană care sunteți mai matură, poate chiar sunteți divorțată, dar despărțită, singură, văduvă și el are teamă că voi fi mai matură, mai experimentată, mai trecută deja printr-o viață de familie sau aveți și copii, l-ați luat la trei păzește, că el este mai tânăr, că el este mai... Dar aici ar putea să fie și vorba despre cineva pe care voi ați avut o relație în trecut sau v-a iubit, chiar dacă poate voi n-ați avut o relație, poate fi și spiritul unei persoane dispărute, plecate din această lume, într-un dezechilibru pe care l-a avut această persoană, poate de sănătate, poate de un accident, poate de alte probleme, dar în orice caz mai bântuie, să știți, nu vă face rău. Poate face puțin vânt, cum se zice, vă trântește ușile, nu știu, crapă, pocnește mobila, da, sau mai se deschide ferește, se închide, au auzit zgomote, nu neapărat că se întâmplă ceva, poate nu se întâmplă nimic, doar zgomotul, auziți voi. Încearcă să vă atragă atenția sau chiar are legătură poate și cu parfumul, da, are cu aerul rece sau cald, are legătură uneori, poate vă vine și în vis. Poate chiar îl și visați, această persoană, dar poate să fie, ori e o persoană de care nu mai este în această lume unde sunteți voi, a plecat, s-a mutat în altă parte, dar nu v-a uitat. Nu v-a uitat acea persoană, deci are această relație pentru el, sunteți iubirea vieții sale până la sfârșitul vieții, el va avea, adică i-ați rămas în această, adică speranțe are că într-o altă viață măcar vă veți întâlni. Poate să fie pentru că voi v-ați recăsătorit sau v-ați căsătorit sau ați plecat sau v-ați rupt relația, voi aveți alte planuri. Deci să știți că vă iubește în secret o persoană mai tânără, aș putea să spun, să știți. Da, mai tânără. Are răbdare această persoană, poate fi și de altă nație. Poate fi și de altă nație, nu o mai pun și s-ar putea totuși să, pe neașteptate, să apară ceva vești sau să vă întâlniți undeva. O schimbare se poate produce când își va învinge niște frici sau apare un deblocaj. Aici s-ar putea la unele dintre voi să fie și că voi nu aflați un secret pentru că l-ați blocat, spre exemplu. L-ați blocat pe acest tânăr, v-ați certat, v-ați supărat, l-ați blocat, nu mai comunicați cu el pe... platformele de socializare sau chiar el va bloca că s-a supărat, dar el nu va uita și când își va învinge el, să zic așa, suferința, când el va putea să treacă peste acest blocaj pentru că nu vă poate uita, el se va, îi va trece și s-ar putea să vă și caute, că văd că totuși există, da, e vorba de orgoliu, când se va mai maturiza, poate, când se va mai maturiza sau s-ar putea când va afla că voi veți avea pe altcineva, vă căsătoriți, vă faceți familie, s-ar putea atunci să își treacă peste frici, temeri, peste acest blocaj, această paralizie care are timiditate, să zic așa, și să încerce să comunice cu voi. Dar voi s-ar putea să îl repeziți, ar putea să nu vreți să vedeți, să auziți, voi să vă urmați destinul vostru pe care vi l-ați creat cu un bărbat matur, poate cineva dintr-un semn de foc, văd aici. Deci cam asta e din ce pot să spun aici, simt că aceste energii sunt, deci dacă rezonați cu aceste energii, am simțit că aici vin aceste energii, am simțit nevoia să spun, să fac această citire, pentru că am simțit că există cineva care are o iubire ascunsă și ar vrea să știe și dacă voi
Există vreo șansă sau ar vrea doar să vă comunice să nu vă sperie, că nu vrea să vă facă rău, că vă iubește, aici văd așa ca și cum ar fi o iubire necondiționată, are răbdare până la sfârșitul vieții sau chiar și într-o viață viitoare. Când veți dori voi, dacă veți dori voi, dacă nu, dar posibil că această persoană nu este suflet pereche, el e doar visul său, dorința sa, sau poate că a fost vorba de un suflet pereche care vă veți vedea într-o altă viață, într-o altă viață, da? Într-o altă viață. Pentru că acum în această viață este un blestem, este o karmă, este ceva care a rupt această legătură între voi, a fost cineva încălcat o regulă sau chiar vi s-a făcut ceva vouă sau lui ca să... pentru că n-a avut suficientă credință și în altă viață când se va mai maturiza și va deveni mai sigur pe sine și cu mai multă credință, își va învăța lecția, atunci ar putea să existe o nouă șansă, depinde poate și de... Aici sunt niște, cum să spun, știți, e foarte interesant aici, că aici sunt niște energii ca și cum sunt niște contratimpi. De aici e nevoie de echilibru, pentru că o singură, un pic înainte sau înapoi, o mime de secundă vă face să treceți unul pe lângă altul sau o vorbă spusă în plus sau în minus poate să facă diferența sau un ton, aici poate ține și de ton, aici este ca și cum e o muzică aici care trebuie creată pe una, să fie într-o armonie, pentru că orice mică chestiune face, produce un blocaj, produce o zgârietură, produce o tonalitate neplăcută și nu se sincronizează, nu merge, nu funcționează. De aceea e și ascunsă. De aceea nici nu poate să vă spune, ca și cum ați fi pe vibrații diferite, pe frecvențe diferite. Da, aici cumva e o astfel de situație care voi îl paralizați, îl blocați, nu-i dați nicio șansă, iar el nu are nicio speranță, nu are... curajul să vă spună ce simte, pentru că se simte inferior vouă sau se simte nepregătit pentru puterea voastră, pentru îl intimidați, că sunteți o persoană dură, rece, distantă sau pentru că sunteți o persoană care voi aveți deja totul și el ce poate să vă ofere în afară de iubirea sa. El de asta este cumva intimidat, poate pentru că voi sunteți o persoană care sunteți populară, aveți succes, aveți o carieră, aveți o situație materială bună, văd aici totul, cu toate că poate fi și un tânăr care el are totul, este poate un băiat de bancata sau are făcut o carieră deja, dar e mai tânăr, dar el are teamă ca să nu cumva să îl judecați greșit sau să nu cumva să profitați, să-l dezechilibrați. Deci cumva are teama și asta, îi place de voi, se simte atras de voi, de aceea poate că mai tatonează, mai, încă mai caută răspunsuri, e cumva, într-o ori are și un viciu acest tânăr, deci el are ceva aici, cumva un dezechilibru. Da, deci ori nu, am zis, sunt aceste aspecte care le simt că e un tânăr care poate fi și un spirit al cuiva care nu mai este și într-o altă viață vă veți mai revedea, voi nu-i percepeți prezența decât poate prin zgomote, prin sunete, prin parfum, dacă aveți acele percepții. Poate că voi, spre exemplu, dacă auziți zgomote în casă, nu v-ați pus întrebarea de ce se aude, ați crezut că poate, nu știu, rănță e vreun șoricel sau poate că s-a făcut curent și s-a trântit o ușă, dar poate că sunteți o persoană poate puțin mai, nu prea sunteți cumva mai, cum să zic, mai căutați o logică. Nu vă bazați pe simțuri, pe percepțiile extrasenzoriale. Voi vă bazați pe logică, pe cunoaștere, pe ceea ce știți voi concret. N-ați văzut, nu există, cum se spune. Și atunci el încearcă să-și facă simțită prezența, ca și cum se spune, uite-mă, sunt aici, sunt prezent, nu mă vezi. Tu nu-l vezi. Tu nu-l vezi pentru că tu nu crezi în astfel de spirite. E posibil să fie cineva care nu mai este acest tânăr, poate, am zis, poate ține și de tinerețe, de copilăria voastră, adolescența voastră, tinerețea voastră, o iubire din trecut, văd care e de departe, de mult, sau această persoană a plecat în altă lume, s-a mutat în altă parte și posibil că și-a găsit și sfârșitul și el acum se întoarce prin locurile prin care a copilărit, a trăit pe la persoanele... cumva se întoarce și la dragostea pe care a avut-o, pentru că voi ați avut la un moment dat poate o energie asemănătoare prin puterea iubirii și asta vă leagă un fir invizibil prin care el speră să se deblocheze, să iasă de unde este
poate fi sub ascuns, sub o derumătură sau poate fi, nu știu, undeva unde a fost, depinde cum și-a găsit sfârșitul, pentru că aici văd un sfârșit care a venit printr-un dezechilibru. Adică poate fi și o ceartă, un scandal, poate fi și un incident, poate fi și cineva care l-a dezechilibrat, l-a trântit la pământ, și l-a ascuns ulterior, pare așa ceva undeva ascuns departe, într-un labirint, într-un undeva unde poate fi oriunde, dar da, e o energie aici care o simt așa. Oricum aflați un adevăr, până la urmă l-aflați, dar vă trebuie într-adevăr poate și voi dorința asta voastră de a clarifica, de a înțelege. Deci dacă vedeți acest video și rezonați cu acest lucru, s-ar putea să aflați lucruri foarte interesante și de o persoană dispărută, dar și de o dragoste a cuiva care există deja în preajma voastră, doar că nu are curajul să-și spună cuvântul de teamă că îl veți trânti, că îl veți zice vreo două, că îl luați la palme chiar, pentru că el este o persoană, poate că, așa cum i-a spus, că e obraznic, poate fi mult mai tânăr decât voi, sau poate fi, voi sunteți deja căsătorite, spre exemplu, sau el este poate într-o situație mai dificilă, în sensul că voi sunteți, am zis aici, poate o persoană care sunteți, aveți deja totul, popularitate, succes, bani, situație materială, carieră, și el ce are, n-are mai nimic, sau are și el totul, dar totuși se gândește că voi ați putea fi o persoană calculată care l-ați putea duce apoi pe el într-o situație, sau pentru că această situație, această persoană care are mulți bani, poate că nu are totul foarte bine, cum se spune, într-un mod poate prea onest făcut totul, are totuși aici văd un dezechilibru, adică cumva are niște sușuri și coborâșuri prin felul în care și-a creat el succesul și-a împlinit el niște vise și asta îl paralizează, ca voi să nu-l judecați, să nu-l criticați prin felul în care el și-a făcut poate averea sau pentru că e un băiat de bani gata, spre exemplu, pentru că ține și de mentalitate, da, dar văd că asta veți descoperi până la urmă, da, cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, cine vă iubește pe ascuns. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!